Parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani are de curând un nou purtător de cuvânt. Procurorul adjunct al instituției, Alina Daniela Ienea, îndeplinește această funcție de la mijlocul lunii ianuarie. Schimbarea a avut loc după ce fostul comunicator al instituției a fost promovat la parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui. Ca urmare a promovării doamnei procurora Ionițoaie Ana Maria la parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, începând cu data de 15 aprilie 2014, relațiile instituției noastre cu mass media vor fi asigurate de prim-procurorul adjunct Ene Alina Daniela. În acest sens, în limita prevederilor legale, vom informa opinia publică prin intermediul comunicatelor de presă cu privire la cauzele care produc un impact deosebit asupra ordinii de drept, asupra rezultatelor pe care le înregistrează procurorii în activitatea pe care o desfășoară și asupra problemelor cu care ne confruntăm și toate acestea pentru ca imaginea magistraților procurori să fie percepută în mod real în comunitate. Menționăm că actualul purtător de cuvânt este procuror de 6 ani. Înainte de a intra în magistratură, ea și-a desfășurat activitatea ca avocat în cadrul baroului Iași.